Consiliul Județean Giurgiu a luat astăzi în discuție un proiect care cuprindea numai puțin de 76 de sprijine financiare, la care s-au mai adăugat câteva propuse pe loc. Poate numărul mare sau poate fiindcă nu există ședință în care să nu apară un astfel de proiect, acestea ar putea fi motivele care l-au nemulțumit pe Constantin Buduru, el apreciind și că astfel de hotărâri contează pentru campania electorală. În fiecare ședință vă spun că noi am început să exagerăm cu aceste sprijine financiare. Sunt instituții ale statului, cea de prestații sociale, și noi când vine un cetățean cu asemenea solicitare, trebuie să vedem. Are de la prestații sociale, are de la primărie, are venit, nu are venit. Dacă stăm și ne gândim, în situația celor care sunt pe această listă, poate unii chiar au trebuit să primească acele sprijine, sunt foarte mulți în județul Giurgiu. Nu comentez nicio poziție după acea listă, dar vă spun sincer că dacă stăm și ne gândim, apare ca o mită electorală anticipată aceste sprijine financiare. De asta spun că facem verificări să vedem și care este, dacă poate să aibă mașină Mercedes și el să vină să ceară un sprijin financiar. Deci facem toate verificările necesare. Să nu devină o regulă la acest consiliu. Tocmai, asta spun și eu. Cele mai multe sprijine financiare au fost acordate unor persoane fizice, iar valoarea fiecărui sprijin, cu puține excepții, a fost între 1.000 și 2.000 de lei. În schimb, nu au lipsit, ca de obicei, sprijine pentru biserici, acestea fiind, de la caz la caz, între 20.000 și 70.000 de lei. La acest capitol a avut de obiectat consilierul George Pălălău, care ar fi dorit o atenție mai mare pentru educație și sănătate, dar președintele Vasile Mustățea l-a contrazis și pe el, arătând că de școli ar trebui să se ocupe consiliile locale. Astăzi constat că din nou avem pe lista sprijinilor financiare o serie de biserici care vor primi ajutor din partea Consiliului Județean. Dacă puteți să ne spuneți da, vă spun. Deci, ați mă ascultați puțin. Deci vă dau un răspuns. Și v-am rugat că atunci când avem pe ordinea de zi aceste sprijine, să ne uităm un pic și către școli și instituțiile. Deci, vă dau imediat. Sănătatea populației. Mi-a spus că nu se poate. Văd că pentru toate găsim soluții, mai puțin pentru învățământ și sănătate. Atâta timp cât Consiliul Local nu face nimic ca să-și rezolve problemele în școli, noi ce facem? Nu există, noi sunt sub autoritatea noastră. Noi avem școala specială, unde... Da. Și unde ne facem datoria cu scrie la carte. Lista sprijinelor financiare aprobată astăzi foarte lungă, de altfel a mai provocat și alte discuții, dar în afara ședinței. Au existat opinii potrivit cărora o anume doză de interes electoral tot există la acordarea unor sprijine. Proiectul a fost însă votat de majoritatea consilierilor.